Dragi telespectatori, astăzi v-am pregătit, așa cum obișnuim la început de lună, punctele de rugăciune pentru luna curentă, luna octombrie anului 2015. În edițiile anterioare ale emisiunii Puterea Rugăciunii, dedicate punctelor de rugăciune, am spus că au fost 3 luni, iulie, august și septembrie, 3 luni în care nu ne-a pus pe inimă să ne rugăm în mod concret, specific, insistent pentru alinierea României la planurile Domnului. Iată că cele 3 luni s-au încheiat și acum, pentru acest nou sezon în care am intrat, Domnul accentuează din nou nevoia de a ne ruga pentru unitate, unitate în rândul creștinilor, unitate între cei care cheamă numele Domnului și care sunt chemați după numele Domnului din țara noastră. Poate că încă nu vedem concret efectele unor răspunsuri imediate la rugăciunea dedicată alinierii României la planurile Domnului, dar aș vrea să continuăm și acest tip de rugăciune ca și biserică. O formă de aliniere la planul Domnului pentru România este unitatea creștinilor din biserică. Este un subiect care nu cred că va putea fi omis de pe lista de rugăciune vreodată, pentru că este unul dintre cele mai importante puncte pe care Dumnezeu le accentuează pentru noi acum, mai ales în aceste vremuri în care intrăm și care sunt din ce în ce mai tulburi, mai confuze și mai întunecate. Fără această unitate care să ne strângă, care să, prin Duhul Domnului, care să ne unească, care să ne facă să mergem corporativ în slujire, în lucrare, practic lăsăm fisuri în fortăreața Bisericii Domnului din România și vrășmașul dă năvală și vine cu mari atacuri. Pentru Biserica Domnului din țara noastră aș vrea să vă încurajez să ne rugăm mai departe pentru copii, pentru tineri, pentru familii, dincolo de unitate de care am spus, dincolo de o viață de sfințenie și de maturitate. În mod deosebit aș vrea să ne rugăm pentru copii. Chiar dacă se consideră copiii sunt poate mai puțin deschiși la lumea spirituală, să nu uităm că Duhul uman este suficient de receptiv chiar și la vârste extrem de mici pentru a putea primi din Duhul Sfânt, din Dumnezeu. Și e nevoie să ne rugăm pentru copii mai mult ca oricând, pentru protecția lor, pentru înțelepciune pentru ei, pentru sănătate, și să-i îndemnăm de mici, să-i învățăm de mici cum să se roage, să le vorbim despre Domnul Iisus, să îi încurajăm să se roage Domnul Iisus. Mare rugăciune are puterea fierbinte a celui neprihănit și copiii care au inima sinceră, care n-au practic nicio agendă, au rugăciuni așa de simple și așa de puternice pentru familii, pentru biserică, pentru alți copii. Dar e nevoie să strângem pe copii în jurul Domnului Iisus Hristos în vremea aceasta. Nu este poate cel mai potrivit lucru să-i lăsăm deoparte în sfera jocurilor pe calculator sau a desenelor animate pe care le vizionează pe mediul online sau la televizor. Multe desene animate care îi afectează într-un mod negativ și îi amprentează în spiritul lor, în duhul lor. Sunt copii care au coșmarul, sunt copii care devin irascibili, nervoși. Motivul este acesta, pentru că sunt expuși la un asalt demonic de foarte de mici. Ca și creștini, e nevoie să ne rugăm pentru ei și să ne rugăm pentru înțelepciune deosebită pentru părinți, să nu e, în mod special pentru familiile creștine, să nu expună pe copii la așa ceva, să încerce să-i protejeze cât de mult se poate și să-i îndrepte spre Domnul. Iar pentru cei care n-au părinți creștini, copii care sunt poate ai vecinilor, să ne rugăm pentru ei. Domnul să-i ocrotească. Apoi pentru tineri să ne rugăm în mod deosebit, pentru că într-o lume în care este din ce în ce mai multă confuzie și nesiguranță, tinerii care sunt pe punctul de a porni în viață au o grămadă de neclarități, dincolo de poate entuziasmul lor, de siguranța pe care o afișează, au multe zone de confuzie și de nesiguranță în inima lor. Au nevoie de sprijin în rugăciune pentru a putea îndrăzni să intre în ce Domnul are pentru ei. Să ne rugăm pentru tinerii din biserici, pentru tinerii din familiile noastre, ca ei să intre de plin în chemarea și mandatul pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru fiecare în parte. Să ne rugăm pentru integritate pentru ei, să ne rugăm pentru sfințenie pentru ei, să ne rugăm pentru tinerii
din poporul Domnului să fie radical pentru Iisus Hristos, să nu se rușineze de Domnul în niciun mediu, în nicio conjunctură și să nu se expună în locuri, în medii în care poate nu trebuie să fie parte. Atunci când Domnul le dă mandat de a îl mărturisi pe Domnul Iisus, da, au această libertate să meargă, dar altfel este nevoie să ne rugăm pentru înțelepciune pentru ei, să nu se amestece prea mult cu lumea atunci când nu e cazul și în permanență să-și păstreze o mărturie vie a integrității lor în viața de zi cu zi. Pentru familie este important să ne rugăm pentru că asaltul este feroce asupra familiilor, mai ales asupra familiilor creștine și să ne rugăm pentru relații stabile între soț și soție, între relații dumnezeiești, pentru relații protejate de Domnul, pentru înțelepciune deosebită, pentru această restaurare acum de nevoie de restaurare în familie și Domnul să aducă un sezon nou în familie din bisericile din România și în relațiile dintre părinți și copii în bisericile din România. Nu în ultimul rând aș vrea să pun din nou accentul, e nevoie să ne rugăm pentru slujitorii Domnului din bisericile din țara noastră, să ne rugăm pentru îndrăsneală, pentru curaj, pentru curajul de a îl mărturisi pe Domnul în orice circunstanță, în orice situație. Am întâlnit situații în care frați slujitori în Domnul poate au avut o ezitare în a da o mărturie în fața camerelor de luat vederi din anumite motive, dar important este ca tot mai mulți dintre noi să avem acest curaj de a-L mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Este o vreme când Duhul Sfânt este turnat acum, așa cum este scris în Faptele Apostolilor, este un pasaj pe care îl cunoaștem. Și pentru că trăim aceste zile din urmă, aș vrea să recitesc din 2 Fapte 17 și 18. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Amin, spune Domnul. Iar în Apocalipsa 19 cu 10 este scris. I-a spus, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Dumnezeu, închină-te. Și apoi, căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Această revărsare a Duhului Sfânt în vremurile din urmă are de a face cu mărturisirea noastră despre Domnul Iisus Hristos. Ce ne-a făcut Domnul Iisus vieților noastre? Nu doar că suntem mântuiți prin jertfa Lui, dar că am pășit într-o viață nouă, suntem făpturi noi în Iisus Hristos. Schimbarea pe care a făcut-o în noi, binecuvântările pe care le-am primit umblând cu Domnul Iisus Hristos, toate acestea trebuiesc mărturisite și aș vrea să ne rugăm pentru îndrăsneală nouă în Biserica Domnului din România, să înceapă să mărturisească lucrarea Domnului Iisus Hristos. Este vremea ca toți creștinii să depășească orice barieră de intimidare, de timiditate, de rușine. Cu toții suntem chemați să fim misionari, să ducem vestea bună a Evangheliei la toți cei care sunt în jurul nostru, în comunitățile în care Dumnezeu ne-a așezat. Suntem chemați să fim lumină, adică să fim văzuți ca și martori ai Domnului Iisus Hristos, ca și ambasadorii lui Iisus Hristos pe acest pământ. Aș vrea să ne rugăm pentru această îndrăsneală nouă a bisericii. Este nevoie să intrăm în acest mandat în care să ducem vestea bună a Evangheliei la toți cei din jurul nostru, în societatea în care Dumnezeu ne-a pus. Trezirea României are de-a face cu trezirea noastră, cu modul în care noi începem să avem îndrăsneala să ne mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu mai stăm între ziduri, să nu mai stăm în aceste medii închise în care sunt creștini împreună și este extraordinar. Este locul în care poporul Domnului se echipează, este echipat în biserică, dar echiparea are de-a face cu ieșitul în afară. Este un sezon nou în care Dumnezeu ne cheamă să începem să fim relevanți în societatea în care suntem, să nu ne rușinăm de Domnul, să-L mărturisim oriunde suntem. Fie că sunt tinerii noștri, elevi, studenți, bine este să se știe că sunt copiii Domnului acolo unde sunt. Poate că vor fi prigoniți, aproape sigur că vor fi și bagiocoriți, dar Dumnezeu le va da putere și mărturia lor va fi puternică în mediile în care sunt. Dacă ei, nu copiii, adolescenții, elevii,
nu vor fi o mărturie pentru cei din jurul lor, pentru copiii din jurul lor. Cum va ajunge Evanghelia la acești copii? Cum va ajunge Evanghelia la tineri? Este nevoie ca fiecare să fie o mărturie, să fie capabil să vorbească despre Domnul Iisus Hristos acolo, în locul în care este, la locul de muncă în care este, în societatea în care trăim, pe stradă, în momentul în care avem ocazia să nu ne rușinăm să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Recent am fost într-un sat, în județul Sălaj, unde am întâlnit trei frați din oasa Domnului, în vârstă, dar toată viața lor, ei au avut ca scop, ca și motivare principală, să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos altora. Și au făcut-o în piețe, au făcut-o public, au făcut-o pe mijloace de transport, au vorbit de Domnul Iisus în orice situație și în orice circunstanță. Și mă gândeam la noi, la cei care suntem poate mai plini de energie, mai plini de vitalitate astăzi, cât de mult îl mărturisim noi pe Domnul Iisus Hristos în umblarea noastră prin această viață și cât de mult suntem o mărturie a Domnului Iisus Hristos. Pentru că alții au nevoie să audă de Domnul Iisus ca să-L poată cunoaște și să poată să se întoarcă la Domnul, să poată să fie mântuiți. Deci aceasta este rugăciunea pe care vă îndemn în această lună, octombrie, să o facem în mod deosebit pentru biserică. Deci pentru aceste categorii de care v-am spus, copii, tineri, familii, slujitori, și apoi pentru tot poporul în regime, în unitate, să avem această îndrăsneală să trecem dincolo de zidurile bisericilor și să începem să ducem Evanghelia peste tot în această țară și în alte țări în care Domnul ne va purta pașii. Mai mult decât poate oricând este nevoie să fim în unitate și să fim în ascultare de Duhul Domnului. Domnul ne va trage atenția asupra unor situații unde va trebui să mergem și să vorbim, să încurajăm, să recunoaștem că suntem copiii lui Dumnezeu și să nu ne rușinăm de acest lucru. Pentru că este o vreme când Domnul ne cheamă să-L mărturisim cu putere. Continuăm să ne rugăm pentru protecția României vis-a-vis de aceste tulburări care țin de zona conflictelor armate și care în continuare există în Ucraina, nu s-au stins, nu s-au oprit. Iată că s-a focalizat atenția opiniei publice acum pe alte fenomene care se întâmplă în Europa și o să revin la ele în curând, dar noi ca și creștini care suntem chemați să stăm de strajă pe zidul acestei națiuni, aș vrea să ne rugăm în continuare pentru pacea României, pentru pacea României la granițe, să mergem în continuare, dacă aveți ocazia, aproape de granițele României, să vă rugați pentru protecția țării noastre la granițe, să închidem ușa României în domeniul spiritual împotriva oricăror duhuri de război care ar încerca să pătrundă în țara noastră, să ne rugăm pentru pacea în interiorul țării noastre, să nu fie tensiuni între grupuri etnice, între grupuri sociale, să rugăm pentru o pace adâncă în țara noastră. Este mare nevoie și este un beneficiu pe care nu-l putem aprecia îndeajuns. Faptul că trăim în pace. Aș vrea foarte mult să ne rugăm pentru pacea României. Insist pe acest capitol pentru că forme de instabilitate la granițe sau în interiorul țării afectează viața normală a locuitorului țării, afectează viața creștinilor, afectează biserica Domnului din țara noastră. Să ne rugăm pentru această pace pentru creștini. Sunt foarte mulți descurajați, foarte mulți sunt cu o stare de depresie, fără speranță. Să ne rugăm pentru un duh de credință să fie turnat peste creștini în primul rând și apoi peste toți românii. Este foarte mult negativism în România. Să ne rugăm împotriva acestor rostiri negative, acestor rostiri ale descurajării și chiar a unor cuvinte de blestem care sunt rostite peste nația noastră, că în România nu se poate întâmpla nimic bun, că România este o țară săracă. Este vremea să ne ridicăm în autoritate ca și ambasadori al lui Hristos și să venim să declarăm că România este o țară în care Iisus Hristos este Domnul, să închinăm țara noastră din nou și din nou pe altarul Domnului și să chemăm prezența Domnului Iisus Hristos și numele Domnului Iisus Hristos peste țara noastră. Deci ne rugăm pentru pacea țării noastre, pentru protecția populației de orice forme de epidemii sau de alte calamități. Ne rugăm pentru protecția țării și vis-a-vis de cutremure majore. Sunt tot mai multe cutremurile mici care se întâmplă pe teritoriul țării noastre. Să ne rugăm ca Domnul să aibă milă de România în vremea care vine și din acest punct de vedere. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru stabilitate financiară. Am amintit și în lunile trecute acest aspect. Este important să ne
să păstrăm această rugăciune la un nivel ridicat de alertă, pentru că sunt instabilități financiare în jurul nostru și altele care se întrevăd. Să rugăm pentru siguranța financiară a României, stabilitate financiară în România. Chiar dacă vor fi fluctuații pe piețe bursiere, pe piețele valutare, România este parte din acest mecanism. Dar Domnul să facă cumva ca țara noastră să fie afectată mai puțin, și Dumnezeu poate, are măsuri, are mijloace supranaturale de a păzi o țară și din acest punct de vedere. Ne rugăm pentru stabilitate financiară, dar ne rugăm și pentru a Biserica Domnului să înțeleagă aceste principii ale binecuvântării Domnului. Sunt foarte simple, foarte clare, expuse în Scriptură, în Noul Testament și în Vechiul Testament. Scriptura este un întreg, Domnul Iisus Hristos a venit să o împlinească, nu să desfințeze Vechiul Testament, nu să desfințeze legea. Apoi, un alt punct de rugăciune important pentru astăzi este protecția României de acest asalt al spiritului islamic. Am spus în edițiile anterioare ale emisiunii Puterea Rugăciunii despre faptul că prin această încercare, a Turciei de a construi o moschee foarte mare în România, practic România se expune unui asalt a spiritului islamic, de fapt. Să nu credem în această greșeală, judecându-i pe cei care sunt musulmani în România. Pentru ei ne rugăm ca să aibă o întâlnire radicală cu Domnul Iisus Hristos, singurul prin care pot să ajungă la mântuire. Dar spiritul islamic care este în spatele acestei religii, el este cel care de fapt se opune lui Hristos și creștinismului. Așadar, aș vrea să continuăm această rugăciune pentru protecția României vis-a-vis de acest asalt al spiritului islamic. Să ne rugăm ca această moschee mare care se dorește a fi construită în București, Domnul să intervină acolo și El să pună lucrurile în rânduială acolo. Deja sunt voci care s-au ridicat tot mai pregnant vis-a-vis de identitatea creștină a țării noastre și aș vrea să ne rugăm insistent pentru a păstra identitatea creștină a României. Aceste forme de toleranță, e ok să avem toleranță față de oameni, dar nu față de aceste duhuri, aceste spirite ale întunericului care îi țin pe oameni în orbire și, din păcate, unii dintre cei care sunt sub influența islamului sunt islamiști radicali care încearcă să impună cu forța această religie în lume. Din Siria au fugit majoritatea creștinilor, cei care au mai scăpat cu viață, mulți au fost omorâți, inclusiv copii. Nu este un tablou pe care vreau să spun că se poate aplica și în România, dar dacă deschidem ușa României pentru o astfel de spirit islamic violent care încearcă să câștige România pentru un potențial califat, așa cum se rostește din ce în ce mai apăsat în cercurile respective ale islamiștilor radicali, România devine o țintă, devine o țară vulnerabilă la astfel de efecte care pot să ne afecteze ca națiune, ca și identitate creștină. Vis-a-vis de acest flux de refugiați, spuneam și în luna trecută, este acest echilibru greu de găsit între a fi cu compasiune pentru oameni aflați în nevoie și, într-adevăr, sunt dintre ei mulți care sunt oameni în nevoie. Este și o mișcare în spatele acestui flux de refugiați prin care li s-a deschis o ușă, spuneam, de către Turcia. Dacă Turcia i-ar fi oprit să mai traverseze pe teritoriul ei și să ajungă în comunitatea europeană, lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat. Să nu uităm că Turcia are și ea o agendă ascunsă vis-a-vis de viitorul Europei, care oarecum este în concordanță cu dorința de a reînvia Imperiul Otoman. Au spus-o destul de clar oficialități turce, deci nu este un secret. Așadar, să ne uităm la acest aflux de imigranți ca la o potențială tactică de a schimba echilibrul confesional, echilibrul religios în Europa. N-aș vrea să spun mai mult în acest sens. Vă rog să înțelegeți și să vă rugați în mod deosebit pentru păstrarea identității creștine a țării noastre.
Aș vrea să ne rugăm pentru autoritățile din România să aibă curajul și îndrăzneala să spună nu acolo unde este cazul, să spună nu, dincolo de eu știu, ospitalitatea românească care este până la un punct. Aduceți-vă aminte pe vremea invaziilor Imperiului Otoman, cum era în România. Istoria nu este foarte departe. Noi nu o mai cunoaștem, din păcate. Dar să nu ne deschidem mai mult decât e cazul, ca nație, ca țară. Una este ospitalitatea, alta este când te deschizi în fața unei invazii. Deci avem nevoie de înțelepciune dumnezeiască și de curaj divin și de protecția Domnului peste țara noastră în ceasul acestea, cum poate nu ne-am imaginat acum 2-3 luni că avem nevoie. Aș vrea să ne rugăm în mod insistent pentru protecția identității creștine a țării noastre, pentru că atunci când comunități de altă religie devin numeroase, încep să-și impună puncte de vedere într-un mod tot mai vehement. Așa se întâmplă în vestul Europei, care nu mai are curaj să spună prea multe despre Iisus Hristos în vremea aceasta. Este chemarea noastră ca și străjeri pe zidurile României să ne rugăm Domnului pentru protecția, pacea țării noastre și pentru identitatea creștină a României. E nevoie să ne rugăm pentru trezirea românilor, să ne trezim cu toții. Toți creștinii din țara noastră se consideră creștini. Toți românii se consideră creștini, toți locuitorii țării noastre se consideră creștini, de o confesiune sau de alta. Bine ar fi să începem să devenim cu adevărat creștini și pentru aceasta este important să ne rugăm pentru trezirea românilor în acest ceas și pentru autorități, să ne rugăm pentru președintele României. Este într-un impas, este prins între jocuri politice de rang înalt, la nivel înalt, sunt presiuni din partea comunității europene uriașe. Pe de altă parte, probabil că este sfătuit vis-a-vis de ce ar fi bine pentru țara noastră. Domnul să ne dea har, să-i dea har președintului țării noastre să poată să stea cu tărie pe valori și pe principii care sunt favorabile României, chiar dacă va sta împotriva curentului european. Să rugăm pentru guvernul României, pentru Parlamentul României. Domnul să le dea înțelepciune și în acest ceas de criză, de cumpănă, Domnul să îi ajute să trezească cu adevărat ce pe aceștia, să vadă binele țării noastre, să vadă ceea ce este important pentru România în acest ceas. Deci pentru aceste lucruri aș vrea să ne rugăm pentru țara noastră în luna aceasta, în mod deosebit. Să previn, așa pe scurt, pentru pacea țării. Am observat că nu se mai vorbește nimic de Ucraina, dar acolo lucrurile în continuare sunt tensionate, este conflict și nu s-a oprit nimic acolo. Să ne rugăm pentru pacea României în interior și la granițe, să ne rugăm pentru stabilitate financiară, pentru principiile binecuvântării Domnului să poată să fie înțelese de Biserica Domnului, să fie acceptate și aplicate, trăite, și apoi să ne rugăm pentru protecția Domnului peste România vis-a-vis de această invazie a spiritului islamic care încearcă să pătrundă în țara noastră pe toate părțile. Acum, la încheiere, aș vrea să urmărim împreună un mic spot, o rugăciune pe care am făcut-o împreună cu sora Letiția Joldeș de la Biserica Harul din Zalău, cu câteva zile în urmă, în care și dânsa și eu ne-am rugat pentru mai multe puncte și cred că vor fi o inspirație și pentru dumneavoastră. O să vă rog să urmăriți această înregistrare și până la o nouă ediție a emisiunii Puterea Rugăciunii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să păzească România, să păzească Israelul, de care n-am pomenit încă nimic, dar este Israelul în continuare, ar trebui să fie pe agenda noastră de rugăciune continuă. Domnul să vă binecuvinteze și nu uitați, România, Israelul și Biserica Domnului din țara noastră sunt cele trei puncte mari de rugăciune pentru rețea de rugăciune pentru România. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sfinte Tată, prin harul de care ne faci parte, venim să ne închinăm înaintea Ta, venim să-Ți mulțumim pentru această minune, că ne permiți să Te numim Tată. Și pentru că ești Tată, venim la Tine cu încredere, venim în numele Domnului Iisus, Mântuitorul nostru, și prin Duhul Sfânt să-Ți înălțăm numele și să-Ți aducem închinarea inimilor noastre. Venim de asemenea să aducem mulțumirea noastră că ne-ai chemat din întuneric la lumină și de sub spectrul morții și al păcatului ne-ai chemat la viață și încă ne-ai chemat
chemat la viață veșnică, de aceea vrem să lăudăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și vrem să lăudăm puterea Duhului Sfânt, care, iată, ne luminează mintea să pricepem adevărurile tale, ne luminează inima să pricepem planurile tale, să le acceptăm în viețile noastre și să ne subordonăm lor, ca să lucrăm împreună cu tine pentru lărgirea împărăției tale. Acum, Doamne, pentru că trăim în aceste vremuri care nu te surprind, pentru că Tu ești stăpân în fiecare situație, dar ai venit să ni le descoperi și nouă și pentru că Tu vrei să fim împreună lucrători cu Tine, Doamne, Doamne, ne vedem nevrednicia, dar venim în vrednicia Fiului Tău, venim în autoritatea pe care ne-ai dat-o și nouă ca și copii ai Tăi și venim să Te rugăm în aceste momente, să Te rugăm, Doamne, pentru orașul acesta, să Te rugăm pentru bisericile din orașul acesta, să trezești Tu, Doamne, mai întâi de toate poporul Tău de legământ din fiecare biserică, să trezești, Doamne, la dorință de rugăciune și la putere de rugăciune toți slujitorii Evangheliei Tale și tot poporul, Doamne, să poată pricepe nevoia de a chema numele Tău în aceste vremuri când fără de legea se extinde, când duhurile întunericului lucrează cu mare putere să atace familiile, copiii, tinerii și lucrarea Ta. Noi Te chemăm pe Tine și proclamăm biruința Ta și proclamăm încrederea noastră în puterea Ta și vrem să ne smerim înaintea Ta și vrem să declarăm Tu ești Domnul nostru, Tu ești puterea noastră și vrem să cerem ca puterea Ta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să vină și să trezească poporul de legământ, să aducă viață în biserici, să aducă viață în sufletele ofilite. Ne rugăm pentru cei ce rămân pe margini din comoditate. Doamne, știm, ne-ai descoperit că sunt așa de atacați. Te chemăm pentru aceștia, Doamne, să-i aduci din nou, să umble pe mijlocul cărării neprihănirii împreună cu cei ce cheamă numele Tău. Te rugăm, Doamne, pentru cei ce au fost înșelați de Satan și de lume. Te rugăm pentru recuperarea lor și pentru aducerea lor înapoi în turma Ta. Apoi venim să mijlocim, Doamne, și să Te rugăm pentru orașul acesta, să pregătești Tu, Doamne, sufletele care Te caută, ca să Te poată găsi, să le descoperi lumina și calea. Te rugăm să trezești cât mai mulți oameni, Doamne, la viață și la căutarea numelui Tău, la mântuire, să poată să fugă de potopul care este în lume și de nenorocirile care vor veni peste lumea întreagă. Doamne, la Tine este adăpost, la Tine este izbăvire, pentru viața asta și pentru viața cealaltă. De aceea ne punem în Tine, Doamne, toată încrederea. Cerem harul Tău să se manifeste mai departe și puterea Ta, Duhule Sfânt, peste orașul acesta, Doamne, peste bisericile care Te cheamă și chiar peste cei ce în neștiința lor și în necunoașterea lor nu caută numele Tău și nu-L cheamă. Te rugăm în cercetarea care Tu o faci, Duhule Sfânt, în dorința Ta de a mântui oamenii. Tu ai căile Tale prin care să-i aduci la Tine. De aceea ne încredințăm în mâna Ta. Ne așezăm sub puterea și sub autoritatea și sub ungerea Ta. Folosește-Te de noi. Mulțumim că vrei. Mulțumim că vrei. Este un har și o minune să vrei ca oamenii să fie împreună lucrători cu Tine. Ridică, Doamne, mijlocitori. Ridică mijlocitori, Doamne, în adunarea noastră, în orașul întreg, în țara aceasta, peste care chemăm iarăși îndurarea Ta, chemăm pacea Ta, chemăm ocrotirea Ta, Doamne. Trezește Duh de mijlocitor, Doamne, în țara aceasta, pentru ca Tu să lași ocrotire peste România, să lași vreme de pace, vreme de trezire, Doamne. Vrem pace pentru trezire, nici de cum pentru a trăi în păcat și fără de lege. Ridică, Doamne, rămășiță de mijlocitori în țara aceasta. Mulțumim că o și faci. Mă bucur să aud că și în alte părți, Doamne, Tu ridici foc de mijlocitori. O, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Pe Tine Te lăudăm. Înălțăm steagul biruinței Tale prin credință și spunem, Iisus Hristos este Domnul, iar Duhul Sfânt este biruința noastră. Amin. Amin. Amin.